Stâlpii bârfitorilor îi găsim mereu printre noi. Ei sunt bârfa. Și bârfa o practică oamenii gura lipi. Domnul Iisus Hristos a zis, îi bai pentru cel ce păcătuiește, da, îi vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire. De nu te poți scăpa de bârfă, bârfa te duce în ea. Dacă nu te poți scăpa de minciună și mori ca mincinos, te duce în iad. Glorie Domnului, că El e Domn cu adevărat. Mărit să fie Domnul. Sora de mai înainte a cântat cântarea, nu știu când ziua sau viața mea se va sfârși. Și eu am ajuns prin harul Domnului la anii ăștia, dar nu știu când viața mea se va sfârși. Aștept, doresc, aș vrea să știu din vreme, măcar cu o săptămână înainte, dar nu știu. Dumnezeu rar la câte o persoană îi descopere când va trece din viață. Am văzut persoană care de duminica asta a început să întrebe când e sâmbătă, și era într-un fel de comă. Sâmbătă a început să întrebe când e ora nouă. Și când a fost ora nouă, a suflat odată mai grav și s-a dus. Și multe am văzut de felul ăsta. Dar acum, fiindcă nu știu când, voi rosti și o poezioară. O cer dorit, o cer dorit ce-mi pari departe, de când merg, tot merg și merg, cu cât puțin ne mai desparte, mai tare alerg, mai tare alerg. Cu cât mai scurtă văd, mai scurt văd timpul care mai am ca lucru să-mi sfârșesc, cu trupul care întreg mă doare, mai mult trudesc, mai mult trudesc. Cu cât mai slabă-mi e vederea și rari bătăile din piept, și mai pândită mi-e privirea și privegherea, mai treaz aștept, mai treaz aștept. Cu cât mai multă împotrivirea întâmpină vestirea mea, cu atât mai mult, mai cu îndrâzneală, nu voi tăcea, nu voi tăcea. Cu cât e mai greu în tăcere și mai mult de lăsat zălog și Duhul mai curat să cere, mai mult mă rog, mai mult mă rog. O cer deschis, cu cât te aștepți, te apropii, și mai cu ardoare te doresc, mai treji spre tine, mai treji spre tine, ajută-mi
să-mi ațintesc ochii. Amin. Predica mea, după predica iubitului frate, mi s-a fixat un titlu la ea. Stâlpii bârfitorilor. Că dacă l-ai ținea pe un om închis, n-are ce bârfi. Dacă l-ai pune să stea undeva singur, singurel, n-ar avea ce bârfi. Dar dacă vine, cum e și adunarea noastră, câteodată peste 1000 adunați la oaltă, găsește ce să bârfească. Și atunci, el are niște stâlpi pe care îi examinează. Ați văzut stâlpii corintici care sunt făcuți la diferite edificii de seamă prin orașe? Ce frumos au sus făcut coroanele la ei. Și ai ce vorbi. Ei au fost mult întrebuințați în stilul renașterii. Ce vorbesc eu, poate nu toți știți. Clădirile au început dintr-o colibă. Au mers înalt până la piramidă. Și au coborât din nou încet cu încet până la colibi. Și apoi au început să se dezvolte cu căsi mai normale și în cele din urmă cu stiluri. Cele mai bogate era stilul gotic flamboyant. Și în cele din urmă stilul de care am vorbit. Și ultimul, stilul baroc. Și astăzi suntem la stilul construcțiilor cu linii drepte. Peste tot să aibă linie dreaptă. În stilul renașterii, totul nu era nici tavane drepte, numai boltă în boltă, sprijinindu-se în vârfuri de boltă. Și așa mai departe. Dar oriunde era o întâlnire, trebuia și un stâlp. Stâlpii bârfitorilor îi găsim mereu printre noi. Ei susțin bârfa. Și bârfa o practică oamenii gura libi. Sunt oameni care așa-i zgârmă sub limbă de nu pot tăce. Nu pot tăce. Sunt oameni a căror minte mere înainte. Dacă tu începi să spui o poveste și el își aduce ceva asemănător aminte, te întrerupe să spună el ce e în capul lui. Și asta e o boală, în definitiv, de care suferă prea mulți. Acum, care sunt stâlpii? Că Dumnezeu mi-a descoperit cuvântul pe care am dorit mult să-l știu, din capitolul 9, din Proverbe, versetul 1, că înțelepciunea și-o zidit casa și și-o tăia cei 7 stâlpi. Și Dumnezeu în 11 octombrie, miercuri aceea, pe la orele 2 noaptea, mi-a descoperit care sunt. Și mărit să fie Domnul că am cerut comentarii de la mai mulți și nu se bagă peste ceea ce mi-a descoperit Domnul. Glorie Domnului! Acum ne izbim de
ăștia la alt stil, care văd că nu stăiați. Și care pot fi aceștia? Apostolul Pavel avea o îndemnare pentru noi, pentru penticostali, pentru pocăiți în general. Să nu fii pricină de potignire nici pentru iudeu care are ale lui, cultura lui, îmbrăcămintea lui, felul lui de a fi, perciunașii lui și așa mai departe. Dar să nu fii pricină de potignire nici pentru iudeu. Să nu fii pricină de potignire nici pentru grec, care are la fel conduita lui, cultura lui. Dar să nu fii pricină de potignire nici pentru biserica lui Dumnezeu. Asta e o altă cultură, e un alt obicei care trebuie să fie obicei sfânt și o altă trăsătură. De exemplu, dacă eu aș veni la adunare în maieu, aș da prilej bârfitorilor să mă bârfească. Neapărat, să vezi cât ar vorbi toată săptămâna. Deci, în primul rând, să nu fii pricină de potignire pentru biserica lui Dumnezeu. Îmbracă-te decent. Îmbracă-te frumos. Să nu fii o pricină de potignire și un prilej pentru care bârfitorul să nu mai poată tăcea și neapărat să te bârfească. Așa când vii la adunare, nu mânca cărnați și mâncări care să miroase la o poștă și să deranjezi frații care se roagă lângă tine că nu știe cum să-și acopere nasul. Fii înțelept, asta dai naștere la bârfă. Apoi, nu fă ce nu trebuie pentru biserică. Nu te vopsi, nu-ți face părul căciulă sau ce știu ce alte minuni. Că dai naștere la bârfă, toate astea sprijinesc pe cei ce nu pot să se răbde și trebuie să vorbească, să bârfească. Domnul Iisus Hristos a zis că îi vai pentru cel ce păcătuiește, da, îi vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire. Te gândești când pleci de acasă, te uiți la rochea ta, te uiți la haina care o ai, te uiți la încălțăminte, te uiți la fetița ta cum e îmbrăcată, te uiți la băiatul tău cum își poartă părul, te grijești ca să nu fii pricină de potignire și apoi să fii un stâlp pe urma căruia bârfitorul să bârfească. Sunt persoane care atâta vorbă au de nu se pot alina, nu se pot stâmpăra. Trăie nevasta și o soră de aici dă telefon pe la 8 dimineața. Pacea Domnului, soră Măriucă, pacea Domnului. Ce faci? Cum te-ai trezit? Bine, sănătoasă și așa. Și începe vorba. Nevasta pregătea mâncarea de dimineață acolo. O lăsa telefonul deschis pe speaker și ea își lucra lucru. Când trecea pe lângă telefon, zice, așa, soră, așa,
dar nu știa ce au zis. În schimb, îi dădea curs. Știi când o gătadie vorbi la telefon? La ora 1 ziua, de la 8. Sunt persoane care nu pot să nu vorbească, dar nu le da prilej. Nu fi tu un stâlp a bârfelor. Fii cu minte în tot. Vine odată două surori, trăiam la Sebeșel, și una era prorociță, săraca. Cealaltă, știind din răvul, se duce la vecina, peste drum. Și o lasă aici. Și ele au sosit de dimineață, că au venit cu trenul și pe la 4 au ajuns în Sebeș, și apoi cu primul autobuz au venit la Sebeșel. Nu, le-am primit cu bucurie, au venit de la mare distanță, cu 200 și ceva de kilometri. Băi, au început să-mi povestească. Domnul așa, soră, da, nu mă un pic. Iară povestești, iară, soră, da, frate, nu mă un pic. Exact m-a apucat ora 1. Și la ora 1, așa m-a durut inima, de am fugit afară să nu cad jos. Atunci am înțeles ce zice prorocul, veniți să-l omorâm cu vorba. Era să mor de vorbă. Și acestea sunt păcate și patimi cu care să nasc oamenii. Dar fii atent să nu fii tu una care să dai curs la așa ceva. Să nu fii tu unul care să dai curs la așa ceva. Poartă-te în biserica lui Dumnezeu așa încât toți care te văd să poată spune: Doamne, binecuvântă-l! Să nu fie în spatele tău mai mulți care să se uite cu chiorul și să aibă ce vorbi, că toate astea sunt blestem pe capul tău. Dacă biserica plină de Duhul Sfânt zice toată: Doamne, binecuvântă-l, rămâi sub binecuvântare. Și dacă biserica botezată de Domnul cu Duhul Sfânt în spatele tău nu se poate uita la tine cum te îmbraci, cum vii, ce faci, tu intri sub o stare de apăsare care nu ți se mai ridică de pe inimă și nu știi ce ai pățit și nu știi unde ai greșit și umbli tot timpul cu capul a plecat, fiindcă nu vine peste tine ce trebuie, binecuvântarea. Dragii mei, vrei să vorbești? Ascultă porunca Domnului Iisus din 10 Matei, versetul, cât să fie acei, 6. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă, ăsta e versetul 6 așa, la oile pierdute ale casei lui Israel. Vrei să vorbești? Propovăduiește Evanghelia, cum zicea și mai jos, mergând pe drum, propovăduiți și vorbiți de împărăția cerurilor. Ca pe acolo nu te condamnă nimeni. Dar să nu mergi pe calea păgânilor. Păgânul acela pocăit care nu știe dacă e mântuit sau nu e mântuit, el e un păgân. Pocăitul trebuie să știe: eu sunt mântuit, eu sunt salvat, sângele lui Iisus m-a spălat, glorie lui. Tu trebuie să ai încrederea aceasta. Atunci tu vei umbla smerit, vei vorbi smerit, nu te vei făli cu ale tale nebunii lumești, ci vei sta sub oblăduirea mâinii
Marelui Împărat, glorie Lui! Să nu mergeți pe calea păgânilor care se roagă și plâng toată viața, dar nu știe dacă s-a ascultat. Se roagă mai mult ca toți, dar nu știe dacă i-a ascultat. Eu vreau să vă spun, când cei un lucru de la Iisus, dacă tu ai o inimă plină de Duh și de puterea Domnului, Domnul îți rezolvă problemele. Mărit să fie Domnul! Dar dacă ești un pipiric din ăsta care numai te plângi, samin cu câte un copil la care nu-i poți închide gura, mă, nici cu bibironul. Și când sujetul, Doamne, iartă-l și pe copilul ăla. Și apoi și pe noi, pe care mai avem obiceiile astea. Rugăciunea noastră trebuie să aibă trei părți foarte frumoase. Una, laudă la adresa Mântuitorului. Doi, cereri potrivite cu adevărul. Și trei, mulțumiri pentru tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Glorie Domnului! Asta e mulțumire și asta e bine. Dacă îți place să vorbești mult, te vei înșela într-o zi să vorbești împotriva păstorului pe care îl ai sau împotriva altor oameni de care se folosește Dumnezeu. Și la Maria, sora lui Moise, asta s-a considerat păcat și a umplut-o lepra. Dragii mei, să știți că noi trebuie să fim foarte atenți și avem dreptul să vorbim cât de mult, să mergem printre sfinți, nu printre samariteni, care se roagă și la iconițe și la Iisus, se roagă și la Maica Domnului, dar mă minune că nu se roagă la Sfântul Petru, nici la Sfântul Pavel, dar se roagă la Niculae și se roagă la cine știe, la Filofteia, la alte, la moaște, mă, lucruri scârboase. Vezi? Să nu mergeți pe calea păgânilor. Și totuși să mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel. Casa lui Israel a fost desfințată în anul 70 după Hristos. Nu mai este ca maslinul de care vorbește Pavel, tăiat, a rămas butucul acolo cu rădăcinile, cu seva lui și noi altoiți acolo. Dar în locul lui Israel, Hristos și-o zidit casa, biserica, și noi, neamurile, formăm azi poporul noului Israel. Și dacă atunci Iisus, când a venit în lume, i-a găsit pe Israel că se închina la toate lucrurile și că trăia cum nu trebuie să trăiască și erau pierduți, astăzi, din biserica noastră și din alte biserici, sunt un popor aproape egal cu biserica, cu multe biserici, care au fost aduși la binecuvântare, care au fost botezați în apă unii, și mai rar unii și botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și la ăștia tu trebuie să te duci și să-i întorci din rătăcirea căii lor. Să nu te uiți la păcatele lor oribile, să nu te uiți la starea lor unde sunt de adânc, în fărădeleși și în patim și în porniri scârboase, ci să te apropii cu dragoste, să le arăți dragoste
și să-i întorci la Dumnezeu, să le reînnoiești speranța că Dumnezeu nu le apădă pe nimeni. Zice în Iov 36:5. Și atunci tu trebuie să le reînnoiești la ăștia speranța. Vrei să vorbești? Pune ochii pe câte un băiat, pe câte o fată pe care vezi că nu mai vine la adunare și toată ziua dă-i telefon și ține-te de capul ei și du-te și vizitează și adă în adunare că cine întoarce pe un păcătos din rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Nu vrei să fii tu iubit ascultător acela? Nu te gândi la păcatele lui grozave. Gândește-te că Domnul a murit și și-a vărsat sângele și că sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat. Nu de unul mare, de unul mic, de orice păcat. Mărit să fie Domnul. Că dacă este un păcat care duce la moarte, atunci nu uita de nu te poți scăpa de bârfă, bârfa te duce în iad. Atunci nu uita, dacă nu te poți scăpa de minciună și mori ca mincinos, te duce în iad. Tot așa de celelalte mari păcate. Toate păcatele, Hristos a murit pentru păcate, și noi trebuie să învățăm asta și să avem așa un curaj de a ne arunca în brațele Domnului Iisus pe noi și mai trage câte unul de acolo și câte pe una de dincolo, scoate-i din fără de legi, scoate-i din păcate. M-a sunat unul pe nume Turcu. Zicea că s-a născut undeva pe Târnavă și când am vorbit despre asta, imediat când am închis telefonul pe Zoom, m-a sunat. Pentru mine ai ținut predica asta. Eu am căzut în cele mai grozave fără de legi și ni dor de Iisus, ni dor de adunare, dar am gândit că eu nu mai am ce căuta între frați. Eu am gândit că nu mai trebuie să mă întorc la Dumnezeu și atunci am păcătuit mai grozav. Dar predica asta dumitale m-a făcut să mă gândesc și de azi vreau să mă las de toate păcatele și să mă întorc iară la Sfânta Pocăință. Vedeți, dragii mei, sunt oameni care după ce păcătuiesc, pierd credința. Și cei ce pierd credința, pentru ei nu este iertare, că nu mai au credință în sângele vărsat. Dar pentru cei ce nu au pierdut credința, oricât o fi de păcătos, dacă te ocupi de el, poți să-l întorci la Hristos. Măriți să fie Domnul! Urâți până și cămașa mânjită de carne. Carne e aceea parte din trupul omenesc care nu are piele. Și dacă o mânjit haina mântuirii lui, carnea, urăște cămașa, funcția, slujba care a fost, dă-o la o parte. Dar sufletul, scoate-l ca din foc, măriți să fie Domnul. Amin. Învățați lecțiile astea și apoi să nu fiți niște stâlpi pe care să se bizuie bârfa lui ăla și lui ăla alalt, ci tu să fii un om plin de puterea credinței și în același timp, dacă îți place să vorbești mult, caută o oaie pierdută a casei Domnului și vorbește cu ea până să roșești firele la telefon sau până telefonul fără fir să roșește. Nu tăce, spune-i de Iisus, îndeamnă-l și scoate-l la lumină. Amin.